vedem pe de-a întregul ce înseamnă la Villa Gabriela. Da, putem găzdui o serie largă, vastă de evenimente, atât în exterior cât și în interior. Locația permite, am găzduit până acum nunți, botez, zile onomastice, team building-uri, petreceri la piscină, orice ni s-a cerut, am fost deschiși, am fost dispuși să organizăm aceste evenimente. În interior avem o capacitate de 60-70 de locuri, deci pentru evenimente restrânse avem și această posibilitate. În cazul în care vremea nu ne permite să stăm afară, putem intra la adăpost. Am văzut foarte bine amenajat totul, cu baldachine, cu mese, plus zonă VIP, foarte bine amenajat acest, nici nu știu cum să-i spun, foișor, aș zice eu, foișor. Modern, într-o variantă modernă de foișor, regândită. Din care, bineînțeles că vezi un apus de soare fenomenal. Ca da și soarele, ca totul să fie așa cum trebuie să fie aici la Villa, și așa sunt de obicei zilele de vară aici la Villa, cu piscină, lumea vine pe timpul zilei, se stă și bine mersi la plajă, te poți bucura de momente absolut superbe dacă e să vii până la Villa aici în Cluj. Nu de alta, da, mâine, poi mâine să aruncă și Antoldu peste Cluj, minte n-aș vine Electric Castle-ul, care și el cumva aduce o masă mare de turiști către Cluj. Două evenimente mari care fac din Cluj un centru al distracției negreșit. Și dacă tot o să fie timp liber între ele și în zilele când, na, poate nu vă interesează neapărat ce DJ pe la pupitru, puteți veni o fugă până la Villa și o să vedeți că nu o să vreți să mai plecați. Na, asta ca idee. Bun, despre Villa vă spuneam că aseară, și dacă tot vorbeam de evenimente și de DJ, nimeni altul la pupitru, vreau să vă spun, a fost decât de la Ibiza Global Radio, José María Ramón. O seară superbă, păcat că a fost foarte răcoare și lumea asta mai zgribulită, așa, știi? Nimeni nu s-a așteptat să fie atât de răcoare în miez de vară, dar uite că vremea e ciudată. Asta e, n-avem de ales. Iar astăzi, Super Fashion Party cu Mircea Eremia, cu Jungle Boy, cu Damian Mihai cu prezentare, Giuliano Sabo prezentare, zic de modă, da? O zi de duminică fashion. Și astfel de party-uri se întâmplă la voi la Villa Gabriela, corect? Nu e primul, nu-s primele, ci ați organizat o sumedenie de astfel de party-uri. Spune-mi puțin din tematicile pe care le-ați atins cu petrecerile aici la Villa din Cluj. Da, înainte să-ți prezint tematicile, mi-ai amintit de Untold, care vreau neapărat să le spun telespectatorilor, că în perioada Untold, pe timpul zilei, vom avea DJ în piscină. Atunci, vor fi un fel de after party-uri pe piscină în perioada festivalului Untold. Ați făcut o atmosferă minunată, chiar o atmosferă de festival. Și cine a zis eu ceva de radio când vrea să-mi vede-o, tău mă aștept ca să cadă eu. Și cine a zis eu ceva de radio când vrea să-mi vede-o, tău mă aștept ca să cadă eu. Și cine a zis eu ceva de radio când vrea să-mi vede-o, tău mă aștept ca să cadă eu.
colonna moderna. Le gusta irse de viaje, se le debe por si maquillaje. Yeah. Por ese traje, que le quiere llegar lo que daje, pa' que la vea que no le baje. Daré duro de lo que yo traje, pa'l carajo la prueba no pague. Quiero una foto de tu paisaje, quiero ver donde hay que tú tienes tatuaje. Quiero ver ese custe por esa rave, que se quede ese de garaje. Te llamo cuando está pasando el amor, mi hija que está de acá por mensaje. Que después de sexo me da un masaje, esta dura venimos la baje. Dime, bebé. Se quiere que a ti te mate, quiere que cuando te dé cuatro que la retrate.